Viitorul arată sumbru și pe piața imobiliară din Chișinău. Experții cred că nu trebuie să avem iluzii în privința scăderii prețului pentru apartamentele la bloc. Acestea se vor scumpi în continuare. Dacă în 2020 un metru pătrat costa în medie 650 de euro pentru așa numita variantă albă, acum același spațiu costă cel puțin 850 de euro. Luând în considerație tot ce se întâmplă acum pe piața actuală, dar și la nivel mondial, necât înțelegem deja prețurile care au fost până la pandemie nu vor mai reveni. Aceasta va fi piața care va fi în viitor. Oamenii de rând, potențiali cumpărători, sunt îngroziți de explozia prețurilor la apartamente. Unii cred că nu le-ar ajunge o viață să adune bani pentru o locuință în oraș. Am citit statistici de așa gen și numai puțin de 20. Nu mai puțin de 20 de ani. Eu de 10 ani aștept tot, strângă soț, cumpere. Așa că e foarte greu, e foarte și foarte greu. Prețurile, după părerea mea, sunt destul de exagerate. Dacă eu vreau să ne procur un apartament cu două camere, să-i spunem de un 60 de metri pătrați, îi trebuie să achet 60 de mii de euro plus, când eu să duc de să fac banii ăștia. Câți ani trebuie să lucrați ca să strângeți bani pentru un asemenea apartament? 60 din părți la 12, fără a cheltuie nimic. De cât cumperi apartament propriu a mea în Chișinău, mai din să trăiești ca gazdă. Ei fac bani, dar nu știu să-i compensească. Asta la noi e o leac, e altfel mentalitatea. Este foarte greu, că nici în credit nu poți lua, dar nici foarte greu și salarii avem noi să luăm apartamente. Sunt și copii. Câți ani trebuie să lucrați ca să strângeți un apartament? Nu știu, 3.000 de lei cam, nu știu. Nu este nici simplu, nici ușor. Chiar dacă oportunitățile de finanțare sunt prezente la fiecare colț, dacă să facem o mică comparație între potențialul care îl avem aici primind salariul în Republica Moldova și prețurile care sunt la apartamente, deci este un decalaj foarte mare. Prețurile sunt mari și vor continua să crească, afirmă experții imobiliari. Principalii factori sunt accesibilitatea creditelor ipotecare și scumpirea materialelor de construcție. Prețurile au crescut în mediu cu 15-20%. Este o creștere record pentru Republica Moldova. Un factor important este creșterea prețurilor la materiale de construcții și la terenuri. Pentru că terenuri bune în Chișinău practic au rămas foarte puține, prețurile lor sunt foarte mari. Încă un factor important este migrarea populației din raioane în Chișinău. Potrivit experților, cele mai scumpe locuințe sunt în blocurile din sectoarele Centru și Râșcani. Aici, un metru pătrat într-un apartament la cheie costă aproximativ 1.000 de euro.